Ce v-a scos și astăzi în stradă? Păi, ceea ce se vede peste tot. Conducere proastă, măsuri care n-au nicio legătură cu sănătatea noastră, dimpotrivă, măsurile sunt făcute parcă să producă îmbolnăvire, să nu mai fie vindecați oamenii de problemele pe care le au. Și vom continua. Și treptat lumea devine conștientă, deja sunt destul de mulți oameni conștienți și avem tot mai mult susținători. De la măsurile restrictive care v-au scos în stradă, vedem acum că sunt nemulțumiri și legate de clasa politică, de guvernare. Păi, evident, aceste măsuri restrictive au fost date de cineva. Dar se pare că există o încăpățânare foarte mare a clasei politice. Clasa politică vede că oamenii își doresc altceva, își dau seama că oamenii cunosc deja anumite adevăruri, dar ei totuși insistă și mai ales pentru Sibiu, pentru că avem oameni politici importanți din Sibiu și într-un fel ne este rușine să se vadă că din Sibiu nu apare deloc conștiență, că este, ne mândream, spuneam că suntem mai civilizați, mai liberi, mai cultivați. Dar iată că tocmai de aici începe să se impună în toată România această mascaradă care distruge învățământul, care distruge sănătatea, sistemul de sănătate, care distruge industria, care îi sărăcește pe oameni, care îi îmbolnăvește pe oameni, care îi întristează pe oameni, distruge credința. Apare acum o situație în care se prezintă cum că cei care merg la biserică sunt niște neștiutori, niște inconștienți, înapoiați, dar ei știu bine de ce merg acolo, pentru că acolo merg ca să devină mai buni, ca să se umple sufletul. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc că transmiteți.